nu le spunem psihologi, pentru că să știți că majoritatea părinților nu vor să audă de ideea că ducem copilul la psiholog. Nu le mai spunem psihologi școlari, le spunem consilieri școlari. Anul acesta au fost suplimentate la nivelul județului Botoșani 25 de locuri de posturi, numai că a fost concursul de titularizare și s-au prezentat doar 8 candidați. În continuare, această meserie de profesor, această meserie de psiholog în școală este lăsată puțin de parte de absolvenți, probabil din același motiv, salarizarea. Cu toate că s-au mărit aceste salarii în urma acțiunii.